N-am știut ce e, dar îmi plăcea atât de mult cum sună. Așa că am început să mă formez în coaching. Te dedic această seară acestui frumos și grăsuț instructor numit Oliver. Acum, cam pe acolo m-am format, specializat. Practic în continuare meseria mea de bază de psihoterapeut. Am făcut formare și în analiză tranzacțională și în psihodramă. Acum, practic, în mod special, o subramă a psihodramei, sau drama și le dau, formez la Facultatea de Psihologie din Jakarta și din Salonika și Facultatea de Teologie, mă rog, tot din Salonika, formez atât cadrele didactice din facultate, psihodramă sau drama, cât și pastorii protestanți care vor să învețe să fie consilier pastoral. Pe scurt, cam asta este partea pe care o fac eu vara ca să fug de căldura de aici. Deci totul este la mine pe bază de fugă de ceva ca să mă simt mai bine în altă parte. Acum, eu vă mulțumesc foarte mult că dedicați această oră din această întâlnire momentului în care sunt și eu aici în fața voastră. Ceea ce vă rog este bombardați-mă cu întrebări. Eu am pregătit mai multe variante de lucru în cele 50 de minute pe care le avem la dispoziție. Nu-mi dau seama cam ce v-ar plăcea mai mult. Mi-a trecut prin minte să fac un exercițiu cu voi, dar să fac facem o comparație între ceea ce înseamnă psihoterapie, ceea ce înseamnă coaching, ceea ce înseamnă rol de psihoterapeut și rol de coach. Aceasta era prima idee care îmi trecuse prin minte. O altă variantă este să vă răspund eu întrebări, să facem acest schimb de informații, pentru că orice întrebare a dumneavoastră vă stimulează și pe mine să gândesc. Alegeți ceea ce doriți. Cristina, dacă permiți, mie mi-ar place la un moment dat permisiunea participanților și a ta, dacă ai putea să faci o scurtă prezentare din perspectiva eticii. Psihoterapie versus coaching. Mm-hmm. Îți mulțumesc. Mersi frumos. Dacă vreți acum, cum vreți să structurăm o întâlnire? Eu am variantele pregătite în mintea mea. Cred că putem în vot. Da. Da. Mă ajuns tu la partea asta? Ne... Să nu fug în altă parte. Și ne dorește partea de exerciții. Să ne duce una. Da, un mix nu se poate? Puteți face și un mix? Vreau să fac o comparativă, deja complicăm viața participanților. Deci, cine vrea exerciții de întrebări și răspunsuri? Ok. Se abține cineva. Se socotea. Eu m-am abținut. Merg pe varianta care a zis-o. Și răspund și la partea politică, așa. Mixotrofie. Dacă oamenii își răspund la întrebări și avem timp rămas și pentru exerciții sau... Da. Ok. Bun. În momentul de față, clienții pe care i-am, atât în psihoterapie, cât și în coaching, sunt oameni de toate felurile, care vin și care își plătesc onorarul. Vin cu toate problemele din lume, vă asigur, cele mai obișnuite și unele cele mai trezmite, acum după 20 ani de activitate, încă mai urmesc unele trezmite. Oameni politici, că nu știu și nu țin minte din ce partide sunt, pentru că au prea multe râsuri inițialele partidelor și nu prea știu la terzărnul. Așa, cam asta este partea cu care lucrez și puteți veni ori cu exemplu noastră, ori eu, respectând, bineînțeles, confidențialitatea datelor clienților mei. Ideea este să lucrăm pe un exemplu eventual sau să discutăm despre un exemplu și cum ar putea fi el tratat din punct de vedere al psihoterapiei, cu metoda pe care o cunosc, și din punct de vedere al coaching-ului.
cum ar suna un contract, cum ar suna un proces de lucru și cum s-ar finaliza o ședință. Așa sau așa? Păi, să-i dăm drumul. Întrebări, nu? Așa rămăsese. Mă lasă memoria. Te iau o curiozitate. Da. Este întâmplă de să te mă întreabă cineva ce este coaching-ul, să zic că citeva de genul, a, doresc ca o... ca un psiholog, așa, ca un psihoterapeut, așa, nu? Tu ai primit această întrebare și cum ai răspuns? Nu am primit, am fost provocată, să zic, mult mai grav, adică noi nu facem psihoterapie pe banii companiei. Și am trecut bine. Și n-am avut contract cu compania asta. Și atât, îmi pare rău că nu să am toate răspunsurile care să vă satisfac. Este o limită pe care simt că nu pot să o depășesc. Sau mă bazez și pe partea intuitivă. Sunt persoane pe care le simt permeabile din tot felul de semne pe care le transmit, verbal, non-verbal. Mi este clar că acea persoană, eu am nevoie de mai multe întâlniri. Sunt persoane cu care am avut intersecții de genul ăsta și acum, trecând peste acest moment, am avut și un caz extrem pentru momentul ăsta de întâlnire, dar cu cine m-am mai întâlnit, am spus coaching-ul, da, este un fel de psihoterapie, dar nu faci cu un psihoterapeut. Ideea era să nu-l contrazic, asta mi-am dat seama că este important, cei care au o confuzie, îi duc din momentul ăla, preiau ca în Aikido, iau de acolo și duc apoi eu pe cărarea pe care doresc. Dacă eu vin și spun, nu, stop, stai să te explic, de fapt este, nu-i poți opri și rug gândurilor. Asta este calea mea. Și spun că este un fel de psihoterapeut, dar care lucrează puțin diferit. Este centrat numai pe acțiune, nu se uită deloc în trecut, el privește din prezent spre viitor cum își atinge obiectivele persoana respectivă. Și nu stă să-l întrebe nici de mama, nici de tata. Știam că mulți își doresc să audă lucrul ăsta, că nu vor să vorbească despre copilărie și cât s-au certat sau s-au iubit cu părinții lor. Și atunci, provocarea pe care am avut-o eu în psihoterapie, pentru că și asta este o discuție, coaching-ul vine cumva pe toată coca asta frământată de mult în psihoterapie, când eu ca psiholog clinician, dar dacă făceam psihoterapie prin spital, veneam niște mămăici, poate nici patru clase, așa, niște copilași nepoței cam atât, care erau rezultate valorii. Cine este psiholog aici în sală? Aveau ceea ce se cheamă, poate ați auzit, complex iudipian. Explică unei mămăici care crește roșii la țară, porci, rațe, gâște și găini, că are complex iudipian. Care credeți că ar putea fi reacția? Să-i spui, știi, nepoțelul tău tocmai se gândește, așa cu mintea lui de copil mic, cum să-l omoare pe tasul ca să facă nu știu ce cum mai găsa. Vă dați seama că aia mi-a luat gâtul instantaneu și a spune toți sunt țăcăniți la București. Nu? Că de fapt ăsta e complexul iudipian. În cel mai fericit caz îți răspunde ca în cunașul la psihiatru sau cum se chema, cum era? Da? Cunașul la psihiatru, care după ce este povestit că are un complex iudipian nerezolvat, ăsta nu mai sună și pe 3 săptămâni dă telefon și zice doctor, am nevoie de tine. Da? Uite care e treaba, să nu mă mai e cu prostia aia, vreau să fac nu știu ce cu tata și cu mama, că de atunci nu mai pot să o sun pe mama decât mi-ai explicat ce probleme am. Nu, asta este ideea, că și în psihoterapie m-am lovit de problema asta, fiind prima generație și lumea habar n-avea ce este psihoterapia, să explic în practică ce pot eu să fac în cabinet cu copilul lor sau cu mama lor sau cu mămăica lor. Trebuie adaptat pe limba celor din față. Dacă începem cu definițiile din prima lecție de coaching, coachingul nu este psihoterapie, coachingul nu este nu știu ce. Asta este pentru cei care vin să se formeze. Dar pentru oamenii de pe stradă trebuie să avem un limbaj adaptat. Dar care să zice?
nu există riscul să creezi alte așteptări, pentru că, mă rog, fiecare are o anumită viziune. De exemplu, așa cum coaching-ul nu este înțeles de unii, am observat că unii văd prost și psihoterapia sau psiholog. Da, da, deci noi încă ne lovim de anumite mentalități de astea, gen, dacă mă doar psiholog e de rău, înseamnă că... Da. Noi nu ne putem da cu toate mentalitățile și nu putem fi responsabili de ceea ce interpretează cel din fața noastră. El vine cu istoria lui, cu bagajul lui, cu dexul lui și nu putem intra în universul lui mai mult de atât. Suntem responsabili de informația pe care o dăm. Din momentul în care persoana ne adresează întrebări, putem lămuri și facem pașii următori. Dar mai mult, deja este procesul vieții lui. Dacă este nevoie în destinul lui ca el să afle vreodată ce este coaching-ul, va afla. Nu sunt disperată să-i lămuresc pe toți. Așa frumos ai vorbit, Cristina, și stau să mă întreb de ce ți-ai luat examenul la auto și ai persistat să îl iei pe tembelul ăla de 3 ori să te antreneze. Nu și ce-ți atâta curaj și atâta energie. Deci îți iei carnetul, nu? Chiar l-am sunat pe instructorul meu numărul 2 pentru școala numărul 4 ca să mă duc, că mi-a expirat acum cazier. Deci mi-e urât să nu mai duc să merg sau dată la coadă pentru cazier, la coadă la poștă să plătesc cazierul. De aceea, numai de frică acestei cozi, să știți că mă duc și îmi dau examenul. Aș fi curios pe să ne dați câteva exemple cazuri în care v-ați dat seama că este cineva la coaching și care ar fi semnale prin care v-ați dat seama că nu e vorba de coaching, e vorba de psihoterapie. Acum, având această profesie și trecând prin toate cursurile de psihodiagnostic, chiar de psihiatrie în facultate, mi este clar că cineva are nevoie de un lucru sau de celălalt. Dar asta nu este problema mea. Nevoia este acelui care, mă rog, care solicită. Sau, nu, nevoia este cea a celui care și-o recunoaște. Pentru că sunt persoane care nu-și dau seama, nu recunosc că au nevoie de psihoterapie. În principiu, la masă cu cineva, îmi spune unul, văd că se enervează un coleg de-al soțului meu, mâncam întâlnindu-ne pentru o ședință de-a lor, și era din ce în ce mai furios și el și nevastă s-a la masă și mă uitam, zic, mă, ce nu le place în farfurie. Și ridic așa ochii peste ochelari la mine și timp ce bagă friptura în gură, zice, să știți, doamnă, că și noi știm să citim oamenii. Nu discutase de mai mult decât Cristina Manole, soția domnului, și el era deja furios pe mine. Ce să-i spună de ea? Dar raporta la întrebarea... I-aș fi zis, știți, diagnosticul e... ...așa de internare, deși n-am voie. Mi s-a întâmplat și invers. Să vină la psihoterapie și să le explică... Eu ce fac în asemenea situație? E puțin diferit când vine din cealaltă direcție. Omul se prezintă pentru că a auzit de psihoterapie și habar n-are de coaching. Și vine la psihoterapie și îmi spune, am venit la terapie pentru că am poziția asta, acum nouă, în, și mă refer la un caz concret, am poziția asta nouă, în organizația asta, presiunea este foarte mare și trebuie să-mi țin nervitat, altfel cedez nervos. Adică atacul cerebral e asigurat. Și atunci l-am întrebat, ok, ce aștepți la mine și cum îți imaginezi că va fi finalul acestui șir de... ce obții la finalul acestor șir de întâlniri cu mine? Și mi-a spus, să fiu tot timpul cu supapa ridicată, să-mi iasă stresul pe acolo. Mi-a spus, bun, sunt și alte probleme pe care le vrei să le tratezi? Nu. Zis, ok. Ai auzit de coaching? Nu. Și mi-a spus, uite, haideți să facem o ședință de psihoterapie, exact ce vă propuneam și în seara asta, pe baza obiectivului tău. Vrei să te destresezi astăzi, în urma întâlnirii pe care am avut-o cu patronul companiei.